Sunt detalii șocante din procesul lui Victoraș Miculan, care a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu executare pentru că a tras cu o pușcă de pe un pod din Oradea. Procurorii au reușit să arate că arma folosită era una letală și nu de tip airsoft, așa cum a susținut tânărul milionar. Mai multe informații primim de la Alina Iosif. Alina, bună dimineața, ești în direct, te ascultăm. Bun găsit, doamnelor și domnilor. Fiul milionarului a fost condamnat la închisoare cu executare, însă sentința nu este definitivă. El a tras cu o armă letală de pe un pod din Oradea, a susținut apoi că este vorba despre o armă airsoft. Polițiștii și procurorii au ridicat însă imagini de pe camerele de supraveghere de pe traseu și și-au dat seama că este vorba despre o altă armă pe care ulterior tânărul a vopsit-o și a recondiționat-o, și asta pentru ca nimeni să nu știe că a folosit de fapt arma letală. De altfel, din înregistrările video ridicate de procurori, inclusiv de pe domeniul milionarului, acesta transporta arme pe domeniul său, avea mai multe arme, o colecție întreagă și iată a tras cu o armă letală. Trebuie spus că decizia instanței nu este definitivă și se poate face recurs.